Pace vouă! Bine ați venit! Bucurați-vă unii de alții și de prezența Domnului. Suntem în dimineața asta nesperat de frumoasă, având în vedere că e august și e o răcoare afară, e plăcut. Aseară o trebuie să închidem ușile și geamurile la casă, pentru că era prea răcoare dacă lăseam deschis și peste noapte. Așa că ne bucurăm de faptul că Dumnezeu, în îndurarea Lui, mai înărânduie și veri din acestea mai răcuroase și altfel decât suntem obișnuiți. Ne bucurăm să fim în dimineața asta împreună, să ne închinăm, să ne pregătim inimile și sufletele pentru închinarea înaintea Lui Dumnezeu împreună, pentru lauda Lui, pentru ca încă o dată să ne aducem aminte că suntem aici, pe pământul acesta, datorită Lui și doar datorită Lui. Suntem ceea ce suntem datorită Lui și doar datorită Lui. De aceea, haideți să ne ridicăm și înainte de a începe închinarea noastră prin muzică, să ne plecăm înaintea Lui Dumnezeu și să cerem binecuvântarea Lui peste noi și peste oamenii din jurul nostru. Doamne, Tată din cer, ne bucurăm să fim în dimineața asta înaintea Ta, ne bucurăm să ne închinăm împreună, ne bucurăm să ne vedem unii pe alții, ne bucurăm să știm că Tu ești aici așa cum ne-ai promis, ne bucurăm că putem cânta împreună, ne bucurăm că putem să ne rugăm împreună și ne bucurăm că putem să așteptăm ca Tu să ne vorbești prin cuvântul Tău. Doamne, Tată din cer, ai milă de noi. Știi că avem nevoie de atât de mult de prezența Ta în viața noastră, că avem nevoie așa de mult de călăuzirea Ta în viața noastră, că avem așa de mult nevoie de cuvântul Tău în viața noastră, că suntem așa de slabi și recunoaștem că de atâtea ori cădem, că a mai trecut o săptămână în care, sigur, au fost momente în care nu ți-am onorat fața. Te rugăm să ne ierți și să ne speli în sângele Domnului Iisus. Și vrem ca în dimineața asta împreună să te lăudăm pe Tine, să arătăm prin cuvintele noastre, prin gesturile noastre, prin ceea ce gândim, să îți arătăm Ție slavă și să îți arătăm că Ție ne închinăm și pe Tine Te apreciem și Te onorăm, Doamne, și că vrem ca în viața noastră tot mai mult să fii văzut Tu. Doamne, sunt atâția oameni lângă noi care nu Te cunosc pe Tine, sunt atâția oameni care au nevoie de vestea Evangheliei Tale, sunt atâția oameni care caută. Doamne, dă-ne înțelepciune și călăuzește-ne Tu în ducerea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos în lumea asta. Și ajută-ne să o facem cu înțelepciune, plin de dragoste și plin de prețuire pentru Tine și pentru oamenii care au nevoie de Tine. Te rog să binecuvântezi Tu întâlnirea din dimineața asta, să binecuvântezi cântecele, să binecuvântezi pe cei care slujesc, pe cei care, într-un fel sau altul, s-au sacrificat ca să fie cei care să ne conducă în închinare. Doamne, Te rog să binecuvântezi și să le dai multă putere prin Duhul Tău cel Sfânt și vrem să ne bucurăm împreună de prezența Ta. Fii Tu slăvit în toate. Amin. Amin. Domnul e bun. Amin. De aceea alergăm la El, în brațul Lui, pentru că El este bun și îi pasă de noi. De aceea vrem să-i cântăm împreună acest lucru prin următoarele versuri. Tu ești bun, Tu ești bun, eu mâncit sunt de păcat. Dragoste, dragoste, tuturor în dar Te-ai dat. Luminez, luminez, întunericul adânc. Speranța mea, speranța mea, ai spălat al meu păcat. Adevăr, adevăr, când de noială smăcinat, când voios, Tu-mi umpli inima. Viață ești, viață ești, moartea nu Te-a biruit. O, alerg în brațul Tău.
Să ne plecăm genunchi înaintea Lui, pentru că El este pe tron. Pacea
ce coboară din cerul sânt, dragostea și roadele ei, înțelepciunea și credința de neclintit, totul poți avea doar să vrei. Regea regilor, să citim împreună aceste versete din Psalmul 92. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele harpei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, El, stânca mea, în care nu este nelegiuire. Amin. Domnul să binecuvânteze cuvintele acestea și în dreptul vieții noastre. Amin. Yeah.
Aseară eram în dreapta lui Radu la, în mașină și pe drumul dinspre Șofronea, spre Arad, și Radu zice, mă, Rata, parcă curbele nu sunt mai așa de strânse. El fiind începător în ale condusului, îi se păreau curbele destul de strânse și că le ia cu viteză mică la început. După ce am început o discuție despre perspectiva care avem asupra lucrurilor, despre perspectiva clasei în care era în clasa întâia și cu ce o chiar vedeau acum, sunt realități în jurul nostru și sunt perspective. Realitățile sunt aceleași, dar perspectivele pot diferi. Citeam tot săptămâna asta că se vorbește mult despre adevărul meu, vorbesc cu oamenii despre adevărul meu, dar de fapt există un singur adevăr și există opinii. Există o singură realitate și există perspective diferite. Dacă te duci în lumea asta, oriunde, aproape în orice țări, țările civilizate, o să vedeți foarte multe clădiri cu cruci deasupra lor sau cu cruci pe frontispiciu. O să vezi foarte mulți oameni care poartă crucea la gât. O să vezi domnișoare și doamne care au cruciulițe agățate în urechi. Nu înseamnă că toată lumea are aceeași perspectivă asupra crucii, dar adevărul crucii este unul singur. Realitatea crucii este una singură. De-a lungul istoriei. Vedeți, creștinii de-a lungul istoriei s-au identificat cu diferite semne. Știm, clasic este crucea sau peștele sau alte semne de-a lungul timpului care și-au făcut comunitățile creștine. Dar cel mai folosit semn al creștinismului este crucea. Pentru că crucea însumează, adună istoria și adună planul lui Dumnezeu într-un punct al istoriei, de care ne aducem aminte de fiecare dată. De aceea vă încurajez, oriunde ați vedea-o, nu o priviți ca, chiar dacă unii o folosesc ca un, totem sau un lucru care are altă semnificație. Până la urmă, realitatea crucii e una singură. Când o vedeți acolo, gândiți-vă și aduceți-vă aminte că Dumnezeu aduce în fața noastră ca să ne aducă aminte de jertfa lui Iisus Hristos. Avem crucea în spatele nostru. Totdeauna când ne uităm acolo, ne aducem aminte că odată, în istoria omenirii, Fiul lui Dumnezeu n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu oamenii. N-a considerat să fie să se smerească și să coboare, să se îmbrace în haine omenești. În trupul acesta limitat s-a coborât ca să moară pentru păcatul meu în primul rând și apoi și al vostru. Ca să își verse sângele pentru păcatele mele și să mă curățească de ele și apoi și ale voastre. Și ca să-mi dea posibilitatea, așa cum cântăm înainte, să mergem înaintea tronului și să-i declarăm Domnului, acum putem spune că suntem ai tăi pe deplin, atunci când vom ajunge acolo. Odată pe lună obișnim să o facem în mod, să ne aducem aminte în mod deosebit de jertfa Domnului Iisus. Și astăzi este acea zi din lună, dar să nu o lăsăm doar odată pe lună. De atâtea ori trecem prin centru, pe lângă catedrala ortodoxă, pentru că catedrala catolică, de atâtea ori trecem prin Plaicu sau prin Michelaca, toate bisericile au crucile. Aduceți-vă aminte de fiecare dată când treceți pe acolo că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, cel viu în vecii veșilor, a murit pentru noi, slăvit să fie El. Aș vrea să vă citesc un text cunoscut, dar poate cu altă perspectivă astăzi. Perspectiva de a ne apropia mai mult de realitatea și adevărul singur și etern al crucii Domnului Iisus Hristos. Deschideți, dacă vreți, împreună cu mine telefoanele sau scripturile la 1 Corinteni 11, de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine
Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dar fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. E momentul în care putem să ne cercetăm și așa să luăm cina Domnului și să vestim moartea Lui până când va veni El. De aceea, în clipa următoare, așa cum obișnuim, chiar dacă e o tradiție sfântă, ne vom ridica, vom cere binecuvântarea Domnului peste pâinea care e trupul Domnului nostru Iisus Hristos și îl rog pe Laurențiu Stoian să ne conducă în această rugăciune. Doamne Tată, suntem copleșiți de dragostea Ta. Îți mulțumim că ne-ai iubit atât de mult, că Te-ai dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce pentru păcatele și nelegiurile noastre. Doamne Iisuse, îți mulțumim că ai acceptat să duci la îndeplinire planul de mântuire a Tatălui. Mulțumim pentru trupul Tău frânt pe cruce și pentru sângele curs. În dimineața asta Te rugăm să binecuvintezi, Doamne, pâinea, amin, care simbolizează trupul frânt a Domnului Iisus Hristos. Te rog, Doamne, pe noi să ne ajut să ne cercetăm în lumina jertfei Domnului Iisus Hristos. Amin. Și așa să mâncăm din pâinea aceasta. Amin. 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 Vă rog să vă așezați și ne pregătim ca să ne apropiem de cina Domnului. Yes.
Acesta este trupul Domnului care s-a frânt pentru păcatele noastre. Așa să-l luăm în dimineața asta. Luați toți din el. Și acum, așa cum facem de obicei, ne ridicăm din nou înainte de a lua paharul care e sângele Domnului și rog pe fratele Miron, chiar regie, să ne conducă în această rugăciune împreună. Doamne, să ai milă de noi. Amin. Doamne, suntem oameni care suntem plini de probleme și de greutăți și poate de multe ori te părăsim și te lăsăm deoparte. Ai milă de noi, Doamne. Doamne, Tu l-ai dat pe singurul Tău Fiu să moară pentru noi, ca noi să avem viață. Ajută-ne, Doamne, să prețuim acest lucru. Ajută-ne să prețuim sângele Domnului Iisus. Și Te rugăm, Doamne, să ne curățești de orice vină de păcat. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați.
Iisus Hristos e scutul, e dreptatea, e păzitorul, e călăuzitorul, este mântuitorul și Domnul nostru. A Lui să fie slava. El ne spune de 2000 de ani încoace, acest pahar este sângele meu care se varsă pentru voi. Beți toți din el. Bine să ne aducem aminte de lucrurile importante din viața noastră și de adevărurile divine. Încă o dată vă zic tuturor care sunteți aici și vă zicem din partea casei, bine ați venit în dimineața asta împreună cu noi la închinare. Știu că sunt mulți musafiri, unii cred că au mai fost pe la noi, alții poate că nu. De aceea avem noi iarăși o tradiție că câteodată mai întrebăm cine e pentru prima dată împreună cu noi, așa că dacă ești prima dată împreună cu noi, te rugăm să te ridici, să te primim bine. Dacă nu, pe toți cei care se pare că toți ați mai fost pe la noi, fiți binecuvântați de Domnul și ne bucurăm că reveniți. Ne bucurăm că reveniți și la închinare împreună cu noi. Așa cum obișnim, avem și momentul în care ne închinăm prin ceea ce avem prin portofele sau în buzunare, pentru că nu-i așa, tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, de la Domnul avem și al Domnului suntem. Și zicem noi că noi doar returnăm o parte din ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și cât dă fiecare, dătătorul să dea cu bucurie. Nu. Amin, amin. Suntem la timpul de familie și sunt lucruri care țin de familia noastră. Știm că toți ne dorim să familia să se mute înapoi acasă. Ai poze? Da. Chiar dacă ești în familie, nu totdeauna comunici perfect prin telepatie. Săptămâna asta, după multe zbateri, știți, poate nu pare, poza nu pare pentru cei care nu sunt neapărat foarte tehnici, nu pare surprinzătoare, dar pentru cei care înțeleg ce înseamnă să pui fermele alea gata, făcute acolo,
E o victorie mare, slăvit să fie Domnul, și cred că mai ales pentru cei implicați acolo e încă un respiro, încă un semn. Mircea Dumu, din câte știu eu, zicea câteva puncte nevralgice. Era turnarea planșeului, după aia turnarea centurii și următorul punct, și din câte știu eu, era ultimul nevralgic pentru el, era fermele astea, dar era cel mai greu, cel mai complicat, și până la urmă Dumnezeu o rânduit ca să poată să facă lucrurile astea. Slăvit să fie Dumnezeu! Probabil că singurul lucru care ne mai poate opri aici, ne poate opri partea financiară. Noi când am bugetat clădirea, am crezut că o să ne încadrăm într-un buget acum 3 ani de zile. Lucrurile s-au schimbat pe piața muncii și în piața materialelor de construcții, și la începutul anului am primit o sumă estimativă care ar mai trebui să o adunăm, care este de 200.000 de lei. Mai avem un pic să adunăm suma asta, știind că totuși la fiecare leu care îl punem noi, cineva mai pune un leu. Așa că Dumnezeu să ne ajute în timpul scurt să putem să trecem și impasul acesta, să nu ne oprească partea financiară, că se pare că părțile tehnice, dacă mai săptămâna asta, probabil și săptămâna cealaltă, reușesc să pună toate fermele, părțile tehnice grele s-au încheiat. Dar nu înseamnă că nu mai ai nevoie de rugăciunea noastră pentru protecția oamenilor care lucrează acolo. Dumnezeu să ne dea izbândă și tot ce începem să ducem la bun sfârșit. Amin. E vremea concediilor, unii sunt plecați, alții îi vedem că au venit de unde locuiesc acum, nu mai sunt împreună cu noi și sunt împreună cu noi. Fiți binecuvântați de Domnul, dar mai avem tineri care încep să plece dintre noi. Sunt câțiva care știm că au luat bacalaureatul, care au fost admiși la facultăți, care vor pleca din Arad, dar în același timp am doi prieteni care deja au plecat din Arad de câteva săptămâni. E vorba de Toma și Luca Bodri. Și pe ei îi chem aici în față să ne spună unde au plecat, să-i interoghez un pic, chiar dacă le-am făcut o surpriză, n-am vorbit cu ei. Și Florin Fâșie, care e tot fotbalist, o să fie pregătit pentru să fie pregătit să poarte rugăciune, să-i poarte în rugăciune înaintea noastră, și el să fie cel care duce rugăciunea pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Haide! Frate-to, unde-i? O fugit? Bine ai venit, măi! Hai, amândoi! Că voi nu puteți să fiți desvărțiți, nu? Nici acolo, nu scăpați. Cum e viața asta să ai tot timpul un frate de care să nu scapi? I-am obișnuit. Da. Sperăm că totuși când vă însurați, vă despărțiți. Ok. Spuneți-ne, nu toți de aici știu, ce se întâmplă cu voi, unde plecați, cât stați, ce faceți acolo? Am semnat un contract, am mers la CSM Slatina, la fotbal, joacă în Liga 3-a și cel puțin pe jumătate de an sau nu, cel puțin un an o să fim acolo. Așa. Și stați în Slatina. Da. Cum e viața acolo? Departe de casă. Ne adaptăm. Vă adaptați. Vă ajutați unul pe altul, mă gândesc. Ați început să jucați la echipă? Da. Și cum merge? Sperăm că bine, deocamdată bine. Da? Ok. Spuneți-ne și două, trei motive de rugăciune pentru voi, că noi de asta suntem aici, să vă sprijinim în rugăciune. Păi să ne facem treaba cât mai bine acolo și până la urmă să fim un exemplu pentru cei de acolo și să rămânem pe calea cea bună, să ne găsim o biserică acolo cu un grup, cu o comunitate bună. Amin. Și pentru școală ceva? Că am înțeles că și cu școală. Da, probabil o să ne transferăm acolo la Craiova, la facultate, și să terminăm acolo. Să izbândiți cu amândouă. Da. Să okay. Le ducem pe amândouă. Până părinții mai au ceva? Nu? Florin, hai te rog frumos. Florin, care înțelege ce înseamnă să fii fotbalist, de-aia l-am chemat pe el.
Îl rog să poartă rugăciunile noastre, să fie reprezentat. Fizo dezinformează. Doamne Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta în această dimineață și îți mulțumim, Doamne, că suntem copiii Tăi și îți mulțumim că ne iubești, Doamne, și îți mulțumim că ne porți de grijă, Doamne. Da. Aș vrea în aceste momente, Doamne, să-Ți aduc în fața Ta pe Toma și pe Luca, Doamne, să-i protejezi Tu, Doamne, amin, atât fizic cât și mental, Doamne, în această zonă a Olteniei, pentru că nu este ușor. Te rog, Doamne, să-i ajut să-și facă treaba, să fie lumini și exemple prin felul în care se vor raporta atât la antrenamente cât și la colegi. Amin. Te rog să-i le binecuvintezi Tu munca acolo, amin, Doamne, să-i ajut să, mai presus de toate, să fie oameni și să își găsească un loc, o biserică, amin, în care să se poată închina și să poată să-și găsească bucuria în Tine. Te rog încă o dată, Doamne, să fie alături de ei, Doamne, să-i poți, amin, pe brațele Tale, Doamne, și în toate lucrurile, Doamne, să fie un exemplu pentru cei din jurul lor, Doamne. Îți mulțumim că ne iubești și îți mulțumim că ești cu noi. În numele Domnului Iisus. Amin. 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 Mulțumesc, băieți. Nu uitați de înțelegere. Un bilet la meci de fotbal. De când erau mici, tot îi băteam la cap că atunci când o să joace la echipe, să rezerve și mie un bilet măcar o dată la meci de fotbal. Și pentru că suntem tot pe la tineri, în zona tinerilor, și pentru că tinerii pleacă mâine, Sami, ai ceva să ne spui? Ați primit uniformă în familie? Da, da, ca în fiecare an, înainte să plecăm în tabără, primim o uniformă de la Diana. Anul acesta, tricourile arată de ceva de felul acesta. Câteva precizări legate de plecarea în tabără. În primul rând, mâine dimineață la ora 9 ne întâlnim la stația de autobuz de la Podgoria. E stația de autobuz clasică, de unde plecăm în fiecare an. Este lângă Catedrala Ortodoxă, în partea dreaptă, cum se merge spre podul de la Grădiște. Deci mâine dimineață la ora 9, cu toți cei care plecăm în tabără, ne vedem acolo. În al doilea rând, foarte important, ar trebui să avem adeverințe medicale cu noi, că suntem clinici sănătoși și că la plecarea în tabără nu dăm semne de vreo boală, de păduc sau mai știu eu ce. Da, deci și adeverințele medicale vă rugăm, încercați să le aduceți împreună cu voi. În al treilea rând, cei dintre tinerii noștri care n-au reușit încă să plătească integral tabăra, o pot face și mâine la când ajungem în tabără sau după biserică la mine sau la Diana. Deci partea asta nu este o problemă. Și în al patrulea rând, poate cel mai important, chemăm biserica să ne susțină în rugăciune pentru protecție spirituală, în primul rând, apoi pentru protecție fizică. Vom avea multe activități fizice. Istoria ne învață că unii dintre noi am mai venit și accidentați de pe acolo. Haideți, susțineți-ne în rugăciune în săptămâna care ne stă înainte pentru protecție spirituală și fizică și ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze la viața celor care merg. Chiar dacă sunt într-o relație cu Dumnezeu, fiecare dintre noi avem nevoie să fim împrospătați în umblarea noastră cu El. Așa că mâine dimineață la ora 9 vă așteptăm bucuroși pe cei care mergeți în tabără și sunteți înscriși să ne întâlnim la Podgoria. Cred că am acoperit tot ce era, da? Bine, mulțumesc frumos! Sam, mi-a uitat să specifice că accidentările s-au produs mai mult la adulți decât la tineri. Așa că ei trebuie să aibă grijă. Înainte de a merge la următorul lucru care deja ne-a provocat Sami să-l facem, să ne rugăm, doar vreau să vă mărturisesc că am înțeles de ce familia Bodri, de ceva vreme, câțiva ani, aveau așa o atracție de misiune spre Oltenia. Acum li s-a deschis un nou câmp de misiune, cred că la Slatina, așa că să ne rugăm și pentru ei să aibă grijă, să-i poarte Domnul de grijă în drumurile lor care le vor face pe acolo. Suntem la momentul în care am vrea să ne rugăm împreună și pe lângă bucuriile astea de a putea să ne rugăm pentru tinerii din biserica noastră, pentru tabără, pe lângă bucuria de a putea avea o astfel de tabără în libertate, în care tinerii să fie liberi, să poată să se închine, poate să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu uităm că mai avem și alte lucruri care fac parte din viața noastră. Așa cum ziceam, ne rugăm pentru ce se întâmplă pe TD8, Tribunul Dobra 8. După aceea să nu uităm niciodată pe cei care sunt în suferință. Știm că
cel puțin câțiva îi vedem pe lista de rugăciune, dar știm că mai sunt și alții, fratele Satmari, fratele Roxin, sora Ergi Chiorean, cel puțin ei trei. Ne bucurăm că eu personal acum prima dată văd pe Viorica aici, de când, după multă vreme, că am lipsit data trecută când a fost ea la biserică, și de aceea în următoarele momente și alte motive care le avem de rugăciune, aș vrea să ne ridicăm împreună să ne rugăm. Și o să rog pe sora Viorica Florea și pe fratele Făt să aducă, să fie cei care aduc motivele acestea ale bisericii înaintea lui Dumnezeu. În numele Domnului Iisus ne închinăm înaintea ta în dimineața aceasta și dorința inimii mele și a noastră este să-ți dăm slavă, slavă numai ție, Doamne, adevăratul Dumnezeu vrednic de lauda toată și de închinare, care te-ai jertfit pentru noi, pentru Domnul Iisus, care a lăsat gloria atât de frumos și așa cântări minunate. Am înțeles gloria cea măreață, strălucirea ta din ceruri, Doamne Iisuse, l-ai lăsat de dragul meu, de dragul nostru, și te binecuvântăm. Biserica ta Metanoia în dimineața aceasta, chemată de tine la părtășie, la masa ta, pentru ca să putem, Doamne, să ne amintim de această dragoste ce ai făcut, ca să putem fi la masa de sus. Am vrea ca nimeni să nu lipsească de acolo. Îți mulțumesc în dimineața aceasta pentru harul că l-am să-l văd, să fiu împreună cu frații mei în biserică. Atâta bucurie în sufletul meu, atâta bucurie în mine. Doamne, te binecuvintez că am văzut fețele fraților mei și am văzut și fețe, Doamne, de care mă bucur așa de mult. Și îți mulțumesc pentru Mariana, care e împreună cu noi în dimineața aceasta. Te rog să o binecuvintez pe ea. Te rog să binecuvintez pe soțul ei, Horst. Amin. Îți mulțumim pentru ei. Te rog să binecuvintez pe fratele ei, Nichi Borda, care... Amin. Doamne, dorește așa de mult și mă dorința că vrea să-l vadă în casa ta. Ascultă-ne dorința, fă-i frate în Hristos, mântuiește-l, urmărește-l și păzește-l de cel rău. Păzește-l, Doamne, eliberează-i, Doamne, de vicii și adicții pe toți cei care sunt chinuiți de acestea. Doamne, în grupul nostru și între noi sunt atâția pentru care te rugăm și îți mulțumim. Te rog, fiindcă sunt acum în acest punct, mișcată, Doamne, de prezența Mariane și de Nichi, te rog să binecuvintezi, Doamne, și pe Michi, Doamne. Amin. Te rog să te înduri de el și să-l faci copilul. Amin. Tău, de Flavii, Doamne. Amin. Te rog foarte mult să binecuvintezi pe Cornel Mihailovici. Amin. Îți mulțumim pentru ei, Doamne. Îți mulțumim că ești cel care vrei să întregești familiile în Hristos. Te rog pentru soțiile nemântuite să le chem pe nume, Doamne, și îți mulțumim că astăzi e zi de har. Nu știm dacă va fi un mâine. De aceea te rog, prin Duhul Sfânt, să lucrezi în viețile noastre fiecăruia. Toți avem nevoie de pocăință. Îți mulțumesc că suntem copiii tăi, Doamne. Îți mulțumesc din toată inima că jertfa Domnului Iisus Hristos ne-a dus în această stare de har. Ne-a pus, Doamne, după voia ta și te rog să ne ajut să trăim după voia ta. Amin. Îți mulțumesc pentru Biserica Metanoia și te rog să o binecuvintezi, Doamne. Amin. Te rog să binecuvintezi fiecare familie care o compune. Amin. Doamne, care n-avem probleme, te rugăm să ne ajuți și să ne dai putere, să ne lipim de tine, sursa binecuvântărilor, sursa de putere, de unde curge har. Îți mulțumim, Dumnezeu, Duhule Sfânt, că ești cu noi. Te rog să ne dai totdeauna ungere proaspătă, revarsă-ți unde lemnul tău peste lucrătorii tăi și fă-ne ca toți să fim împreună lucrători pentru lărgirea părăției tale. Te rog să binecuvintezi de la cel mai tânăr din adunarea aceasta și nu numai, Doamne, de la cel mai mic și de la cei nenăscuți. Binecuvântă-i tu și binecuvântă mamele care îi poartă în pântece, familiile care îi primesc, pentru copii, pentru adolescenți, pentru tineri. Amin. Mulțumesc pentru că vor merge în tabără tinerii. Te rog să
să-i binecuvintezi cu apropiere mare de tine. Te rugăm pentru locul ăla închis India, Doamne, revarsă-ți tu protecția și binecuvântarea ta. Fă ca să curgă din cerul tău înalt harul tău ca roua binecuvântării peste sufletele lor. Te rog pe cei nemântuiți să-i mântuiești, pe cei mântuiți să-i întărești, pe cei care vor da cuvântul tău știre, unge-i cu ungere, cu har proaspăt, acest cuvânt să fie putere, care să transforme, să faci făpturi noi. Îi iubim, sunt minunați, avem tineri atât de minunați, le-ai ajutat în examene, îți mulțumim. Ne rugăm, Doamne, și pentru familia Bodin, în mod deosebit, și când cei doi fii, Doamne, Toma și Luca vor pleca acolo, te rog să-i faci, Doamne, mărturii vii. Amin. Își doresc, păzește-i de păcat, ocrotește-i. Amin. Doamne, lărgește împărăția ta. Dacă tu ne trimiți, poate sunt ca misionari acolo. Noi nu știm, Doamne, când a venit prigoana în Ierusalim, s-au răspândit pentru lărgirea împărăției tale. Doamne, când ne duci printr-un spital, printr-un loc, prin altul, noi nu știm de ce suntem acolo, dar vrem să-ți facem numele de slavă și gloria să fie a ta, Doamne. Amin. Îți mulțumesc în dimineața aceasta pentru că dintre cei bolnavi eu sunt aici, a putut să fiu. Te rog pentru cei ce nu au putut veni. Te rog pentru doinii popa, Doamne. Întărește, vindecă inima ei și trupul. Amin. Ei. Binecuvântă familia lor, pe sora Ierzi Chiorianu. Amin. Întărește-o, sprijinește-o, Doamne. Pe Traian Satmari, Doamne. Amin. Te rog pentru fratele Ghiță Roxin. Amin. Pentru Ica, pentru Florin. Amin. Și casa lor. Te rog, Doamne, pentru Anca, pentru toți cei bolnavi care sunt, sora Florica Popovici, care pe unde ne aflăm. Rugăm să faci ca harul tău să se reverse și îndurarea ta să curgă peste noi toți și familiile care au bolnavi, dă-le putere. Doamne, mare nevoie de ajutorul tău în îngrijire, dragoste, bunătate, putere și tărie. Doamne, îți mulțumim. Vreau să te rog pentru lucrătorii din această biserică, oricare se ridică cu Evanghelia ta, învrednicește, Doamne, de un har special, de o ungere specială. Vrem să curgă Duhul tău sfânt și vrem să fie la loc larg, că El transformă, El convinge, El întoarce suflete și face făpturi noi. Noi asta dorim, Doamne. Te rog să le binecuvintezi familiile, protejează-i de cel rău, protejează tineretul nostru încă o dată. Vrem să-ți mulțumim pentru toate rezultatele, sunt de la tine atât de multe. Îți mulțumesc și pentru Tudor că ai fost cu el, l-ai păzit și l-ai dus cu bine. Te rog să-l binecuvintez în continuare, Doamne. Și pentru că urmează încă o perioadă de vacanță, te rog să-i păzești pe cei care sunt plecați prin vacanțe, concedii. Amin. La plecare și oriunde sunt, păzește-i de păcat și fă-i lumini și adu-i să vină în pace. Binecuvântă-ți misionarii care merg cu Evanghelia într-o parte. Alta. Îți mulțumim pentru ei. Te rog, Doamne, și ne gândim și la Cornelia Zbârcea, să o binecuvintești și cu sănătate și cu putere și lucrarea ta, Doamne. Însuflețește-o tu, Doamne. Te rugăm, Doamne, și pentru frații noștri care merg poate în zone mai apropiate sau pentru cei, Doamne, care Marius Jura de departe și alții, binecuvântă-i. Dorințele noastre sunt așa de multe, sufletul meu e plin de bucurie, că eu, Doamne, mi-ai dat timp să pot să stau și să iubesc pe frații mei. Doamne, și dacă nu-i pe nume, tu știi pe toți, te rog să-i binecuvintezi, părinți, copii, de la cei mai mici la cei mai mari. O, Dumnezeul nostru, îți aducem înainte lucrarea de remodelare de pe tribunul Dobra. Mulțumim, Doamne, și te rog să păzești de orice accidente, lucrând și la înălțime. Ajută să se poată termina cu bine. Și vrem ca locul acela să pui numele tău peste el. Și vrem ca acolo lucrarea ta să-l schimbe vieți și inimi. Vrem ca cei din jur, Doamne, să vină, să caute ca ta. Sunt suflete care așteaptă să se termine, să vină acolo. Te rog, prin Duhul Sfânt, lucrează și du-le tu în casa ta. Îți mulțumesc pentru sora Sofica Ilica. Binecuvântă-o, Doamne, acolo unde este și adorește părtășia și după metanoia. Binecuvântă pe fica Inela, care e bolnavă, Doamne. Binecuvântați să-ți fie numele, că tu știi toate nevoile, bucuriile noastre. Sunt multe, multe de tot. Îți mulțumim că vei lucra. Îți mulțumim, Doamne, pentru surorile
surorile văduve, pentru cele din spitale, pentru toate. Îți mulțumim că Tu ești scutul, tăria noastră, ajutorul nostru și Te binecuvântăm pentru timpul de har, în libertate pe care îl avem. Și îndură-Te de România, întoarce-o cu fața spre Tine, întoarce pe cei ce vor fi în fruntea țării, că Tu știi și-i cunoști. Ridică Tu oameni, schimbă Tu lucrurile și pune Tu, Doamne, dorință după cuvânt, după Tine, după legi drepte și curate, după oameni cinstiți și de nădejde. Este har, Doamne, trezește România, trezește-ne pe noi. Îți mulțumesc, Te iubesc și Te slăvesc, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Sfânt ești, Doamne, sfințească-se numele Tău în mijlocul bisericii Tale și în dimineața asta. Doamne, mulțumesc și eu că Ai creat ziua aceasta să ne bucurăm, Doamne, să ne putem bucura de părtășia cu Tine și de părtășia noastră unii cu alții. Mulțumim frumos, Tată drag din ceruri, că am avut încă o dată harul acesta să ne bucurăm de părtășia la masa Ta. Doamne, Te rog să ne ajut să nu uităm niciodată de sângele Domnului Iisus Hristos curs la Golgota pentru noi, de trupul Lui frânt, Doamne, pentru ca noi oamenii, prin moartea Lui, să putem primi viață. Doamne, mulțumim frumos că în dimineața asta Te putem lăuda pentru un timp așa de minunat. Mulțumim, Doamne, că credem că prezența Ta este în locul acesta. Și, Doamne, Te rog și în continuare să ne binecuvintezi, să ne binecuvintezi cu prezența Ta, cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Să lași ca cuvântul Tău să pătrundă în fiecare inimă din locul acesta. Doamne, recunoaștem ca oameni că suntem slabi, suntem neputincioși, suntem, Doamne, nimic fără Tine. De aceea, Doamne, mulțumim că ești prezent în inimile noastre și Te rog să ne ajuți să Te ducem cu noi, indiferent unde am fi. Și pentru că în fața noastră, ca oameni, este necunoscutul, dar și nu știm ce va fi în clipa următoare, nu știm ce va fi în săptămâna următoare, dar îți mulțumim că Te avem pe Tine care ești deasupra tuturor lucrurilor, care cunoști trecutul, prezentul, dar și viitorul nostru al fiecăruia. Te rugăm, Doamne, să ne călăuzești în tot ce avem de făcut și mai departe și mai presus de toate, ajută-ne să fim lumini și sare, așa cum ne-ai chemat Tu. Doamne, mă rog pentru toți cei ce vor pleca în tabără în săptămâna asta. Fii cu ei de la plecare până la întoarcere. Protejează-i, Doamne, ferește-i de accidente. Dar mai presus de toate, lasă ca cuvântul Său să pătrundă adânc în inimile lor. Doamne, pentru cei ce sunt nemântuiți și vor fi acolo, cercetează-i și mântuiește-i, Doamne. Lasă bucuria mântuirii în inimile lor. Dar pentru că Tu ne-ai spus să ne rugăm pentru toți oamenii, Te rog, Doamne, și eu pentru țara asta în care ne-ai așezat. Mulțumesc pentru România, dar Te rog în același timp, curățește poporul acesta, țara aceasta, Doamne, de atâta mizerie și de atâta minciună și ură. Și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze fiecare om, de la președinte până la ultimul om, și bucuria mântuirii să intre în fiecare inimă. Binecuvintează Israelul, Bunule Părinte Ceresc, și în toate și pentru toate dorim ca numele Tău cel mare și sfânt să fie glorificat acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Umblarea și
Rămânem în picioare și aș dori să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Naum. Suntem la al șaptelea profet mic, Naum. Vom citi din capitolul 1 până la capăt. Capitolul 1, Cartea Naum. Haideți să dăm atenție citirii Cuvântului lui Dumnezeu. Prorocie despre Ninive. Cartea prorociei lui Naum din Elcoș. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrășmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile. Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se veștejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui și cine poate ținea piept mâniei lui aprinse?
urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Dar cu niște valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii lui până în întuneric. Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește. Nenorocirea nu va veni de două ori, căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini încâlciți și tocmai când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc, ca o miriște de tot uscată. Din tine, Ninive, a ieșit cel ce urzea rele împotriva Domnului și cel ce făcea planuri răutăcioase. Așa vorbește Domnul. Oricât de mulți și puternici vor fi, toți vor fi secerați și vor pieri. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista, ci îi voi sfârma jugul acum de pe tine și îți voi rupe legăturile. Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur. Nu vei mai avea urmași care să-ți poartă numele. Voi ridica din casa Dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate. Îți voi pregăti mormântul, căci te-ai aflat prea ușor. Iată pe munți picioarele solului care vestește pacea. Prăznuiește-ți sărbătorile, Iudo. Împlinește-ți juruințele, căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău. Este nimicit cu desăvârșire. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să venim înaintea lui, înaintea Domnului nostru, rugăciune. Doamne Dumnezeule Sfânt, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ne plecăm ființele înaintea Ta în aceste clipe. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ni Te-ai descoperit. Îți mulțumim că Tu ești Cel care vrei să ne vorbești. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Cel drept. Îți mulțumim că Tu ești Cel plin de îndurare. Te lăudăm că Tu ești bun. Îți mulțumim că am găsit în Tine un loc de scăpare în ziua necazului nostru. Îți mulțumim că Tu ești Cel care Te-a îndurat de noi, ai șters fără de legea noastră. Și acum, Doamne, am vrea să Te rugăm frumos prin Duhul Tău cel Sfânt să continui să ne vorbești. Te rugăm frumos să ni Te descoperi și Te rog, Doamne, să faci ca prezența Ta să fie folositoare pentru viețile noastre, ale fiecăruia. Te rog, vorbește inimilor noastre și minților noastre. Și Te rugăm, Doamne, ajută-ne să fim împlinitori ai Cuvântului. Nu ne lăsa să fim doar ascultători. Te rugăm, nu ne lăsa să ne înșelăm singuri. În numele lui Iisus, Mântuitorul nostru, te rugăm, ascultă-ne. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Da, astăzi suntem cu o salopetă frumoasă. Mi s-a cerut să mă conformez și mie, în general, îmi plac salopetele. De când sunt mic, am fost obișnuit cu uniforma. Uniforma întotdeauna mi-a dat un sentiment de siguranță, de stabilitate, de încredere. Și astăzi, cu acest tricou înaintea voastră, așa cum ați auzit deja, anunțăm începerea de mâine a taberei și așa cum deja biserica a fost solicitată și eu solicit rugăciunile pentru noi, cei care vom fi în următoarele zile la Chisindia. În special ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească celor care au nevoie de vestea bună a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, cei care sunt din afara unui mediu evanghelic, tineri care au nevoie să primească vestea bună despre soluția lui Dumnezeu și despre speranța pe care Dumnezeu poate să o dea fiecăruia. Așadar, vă îndemn și eu să vă rugați pentru noi. Totodată, cer și eu să continuăm să ne rugăm pentru proiectul de la TD8, cum l-am numit noi. Zilele acestea, așa cum ați văzut, au fost puse aceste ferme metalice. Firma care pune aceste ferme este din Timișoara, un frate de-a nostru care, printre alte lucrări, s-a ocupat și de aeroportul Otopeni, deci este un om cu experiență și ne-a dat încredere, ne-a dat și o rază de speranță și de sentimentul acesta că se poate. Dincolo de experiența lui și dincolo de capacitatea lui și modul în care a găsit o soluție pentru a pune fermele astea acolo, și în zilele trecute am văzut că fiecare milimetru prin care încercăm să ducem lucrarea aceasta înainte, fiecare milimetru nu este lipsit de încercare. Fiecare milimetru este trecut printr-o încercare, printr-un filtru, printr-o greutate. Fratele despre care vă vorbeam din Timișoara a fost plin de optimism
Și miercuri, când au început să pună fermele, au întâmpinat prima problemă, joi a venit cu o soluție, s-au apucat de treabă, au depășit o primă problemă, după câteva ore s-au lovit de altă problemă, vineri a venit cu o altă soluție și în cele din urmă, sâmbătă, au ajuns să pună a patra fermă. Sunt 4 din 15 puse sus. Nu știm în zilele următoare care vor fi alte obstacole, care sunt alte greutăți. Doar vă spun asta, vă împărtășesc asta pentru a continua și a vă chema să ne rugăm pentru ceea ce se întâmplă acolo, pentru că este evident că atunci când poporul lui Dumnezeu vrea să facă un lucru de dragul lui Dumnezeu, sunt și împotriviri. Și le simțim din plin. Le-am simțit în acești 3 ani, le-am simțit din plin. Fiecare treaptă, așa cum spune și poetul, fiecare treaptă este un altar de jertfă. Și asta a fost realitatea pentru noi. Fiecare treaptă, fiecare pas înainte nu a fost lipsit de încercare, de obstacol, de greutăți. Și Dumnezeu să binecuvinteze ceea ce se întâmplă acolo și mai ales Dumnezeu să binecuvinteze ceea ce se întâmplă în noi pe măsură ce această lucrare se duce înainte. Și tot poporul a spus amin. Naum, ce să ne spună nouă astăzi Naum? Suntem la al 7-lea profet mic și după Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, ajungem astăzi la Naum. Și Naum vine să aducă un mesaj, așa cum spune din primele cuvinte, către Ninive, pentru Ninive. Cetatea mare a asirienilor, cetatea de scaun a Imperiului Asirian, care a dominat Orientul Mijlociu în secolele 10, 9, 8, o cetate cu ziduri puternice, cu bogății greu de descris, o cetate despre care citim în cartea Iona că a avut parte de harul lui Dumnezeu, o cetate pe care Dumnezeu a cercetat-o printr-un proroc, o cetate pe care Dumnezeu avea în gând să o distrugă și o cetate care prin Iona a primit mesajul lui Dumnezeu și la mijlocul secolului al 8-lea se produce o trezire spirituală în această cetate, se întoarce, oamenii, poporul acesta se întoarce înspre Dumnezeu și Dumnezeu amână distrugerea acestei cetăți, Dumnezeu se răzgândește din distrugerea, judecata pe care vroia să o facă. Trec aproximativ 100 de ani. Și astăzi noi ajungem la Naum să vorbim despre o nouă prorocie pe care Dumnezeu o trimite cetății Ninive. După aproximativ 100 de ani, Dumnezeu îi vorbește lui Naum pentru a duce un mesaj către această cetate, cetatea Ninive. Și acest mesaj pe care Naum îl aduce este o avertizare, este o alertă, este un cod roșu de distrugere, de decimare, de devastare pe care Dumnezeu îl anunță pentru cetatea Ninive. Este un cod roșu, este o alertă maximă pe care Dumnezeu o transmite prin Naum. Nu știu dacă cu telefoanele inteligente pe care le avem în zilele acestea, nu știu dacă ați primit alerte, avertizări de cod roșu, cod portocaliu sau cod galben de averse și descărcări și tot felul de fenomene meteorologice care ne pun în gardă, nu-i așa? Alertele acestea sunt foarte bune, te pot ajuta, dar uneori pot să te și ducă la panică fără un motiv real. Nu știu dacă vă amintiți în urmă cu 2 ani, o aplicație pe care o aveam pe telefon avea printre altele și alertă de cutremur. Și în urmă cu 2 ani, pe 4 martie 2017, aplicația a trimis alertă cod roșu de cutremur și a apărut mesajul pe telefon, mi-a apărut mesajul că în Vrancea s-a produs un cutremur de 10 grade pe scara Richter. Acum, astăzi putem să râdem uitându-ne înapoi, însă foarte mulți oameni au ieșit panicați la acea alertă de cutremur de 10 grade pe scara Richter, au ieșit din casă, unii în condiții grele sau în condiții dramatice, au fost situații limită în momentul în care a apărut această alertă de cutremur. La momentul în care am primit alerta, pentru un moment m-am blocat, dar mi-amintesc că adânc din mintea mea, geograful mi-a dat niște semnale, făcându-mă să realizez că un cutremur de 10 grade pe scara Richter nu s-a produs niciodată niciunde în lume și cel mai puternic cutremur de 9 virgulă pe scara Richter s-a produs undeva, dacă vă amintiți, în sud-estul Asiei și a dus la
Unii specialiști spun că au dus la mișcarea pământului de pe axă pentru câteva momente. Însă alerta aceea a dus panică și mulți au acționat în baza acelei alerte. În cele din urmă a fost o alertă falsă. S-a dovedit că hackerii au fost cei care au reușit să intre în acea aplicație și să trimită acest mesaj. Alertele, avertizările pe care le primim uneori sunt folositoare, sunt reale alteori. Se poate să fie alerte nefolositoare, ireale. Mesajul pe care Naum vine să-l aducă este o alertă foarte serioasă pe care Dumnezeu o transmite acestei cetăți. O cetate care a avut parte de harul lui Dumnezeu și o cetate care după câteva generații s-au îndepărtat de Dumnezeu, au întors spatele lui Dumnezeu și au irosit șansa pe care Dumnezeu le-a oferit-o. Iar acum Naum vine să aducă acest mesaj. Și citind cartea Naum vedem că sunt trei personaje care sunt descrise pe parcursul cărții. Sunt trei personaje care apar în carte. În primul rând apare descris Dumnezeu, personajul numărul 1, care este introdus în primele versete. Mai apoi, profetul se adresează întreagăt, foarte succint, se adresează și regatului de sud al lui Israel, și anume lui Iuda, iar mai apoi, în mare parte, mesajul se îndreaptă către cetatea Ninive. Și aș vrea, în primul rând, să ne uităm la ceea ce Naum, mesajul lui, vorbește sau prezintă despre Dumnezeu. Primul lucru pe care îl observăm este că Dumnezeu este descris într-un mod în care e greu să înțelegem la prima vedere ce anume vrea să descrie, ce anume vrea să spună profetul prin aceste atribute. Dumnezeu este gelos, Dumnezeu este răzbunător. De trei ori în primele două versete ni se spune despre Dumnezeu că este răzbunător. Și atunci când proclam mesajul Evangheliei, atunci când vorbim despre Dumnezeu, noi vorbim despre un Dumnezeu plin de dragoste, așa-i? Vorbim despre un Dumnezeu sfânt, vorbim despre un Dumnezeu bun. Și atunci când Naum vine și spune că Dumnezeu este răzbunător, că Dumnezeu este gelos, că Dumnezeu este mânios, bineînțeles că provoacă un anumit disconfort. Nu încercăm și nu vreau să încerc cumva să scuz pe Naum sau să scuz cumva aceste atribute ale lui Dumnezeu, ci vreau să încercăm să înțelegem în ce fel îl înțelegem pe noi pe Dumnezeu ca fiind răzbunător. În ce fel îl înțelegem pe noi și ne uităm la Dumnezeu și înțelegem, putem înțelege mânia Lui, putem înțelege gelozia Lui. Atunci când Naum vorbește despre Dumnezeu în felul acesta, observați că în versetele următoare, Naum vine și vorbește despre Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu îndelung răbdător. Dumnezeu este îndelung răbdător și răbdarea lui Dumnezeu nu este un semn de slăbiciune. Răbdarea, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu nu este un semn de slăbiciune, ci este un semn de putere, de tărie, de stăpânire, de control. Dumnezeu este îndelung răbdător. Și mai apoi ni se spune că Dumnezeu este bun și El este un loc de scăpare în ziua necazului. Și pentru cei ce se încred în El, Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce se încred în El. Dar cum este Dumnezeu gelos? Cum este Dumnezeu mânios? Cum este Dumnezeu răzbunător? Zilele trecute am fost vizitat la birou de doi tineri și eram cu Biblia deschisă la Naum și am spus, le-am împărtășit această întrebare. Cum îl vedeți voi pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu răzbunător? În ce fel puteți să-L înțelegeți pe Dumnezeu ca fiind mânios, ca fiind gelos? A fost interesant un răspuns pe care unul dintre tineri mi l-a dat. Unul care vorbește mai mult dintre cei doi. De aia am înțeles că sunt așa prieteni, că unul vorbește mult, unul ascultă mult. Și el mi-a spus așa, mă uit la Dumnezeu și îmi dau seama că imaginea mea despre El este foarte mult influențată de imaginea mea despre tatăl meu. Și mă uit la tata și văd că este autoritar, este prezent în casă și vrea să ascultăm de El și înțeleg că toate acțiunile lui, în cele din urmă, toate acțiunile lui sunt motivate nu de ură, ci de iubire. Și atunci când aud aceste lucruri despre Dumnezeu, înțeleg că acțiunile lui Dumnezeu, răzbunarea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, gelozia lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu de a face dreptate, este motivată nu de ură, ci de iubire. Și am zis, asta este. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. De răzbunarea, dorința lui Dumnezeu de a face dreptate, de a
pedepsi pe cel ce a greșit, pe cel ce a făcut răul, pe cel ce a irosit șansele pe care El le-a oferit. Dorința lui Dumnezeu de a face de a aduce judecată peste cel care a întors spatele lui Dumnezeu și îndelungi lui răbdări. Lucrurile acestea sunt legate de iubirea lui Dumnezeu. În zilele acestea în România ne gândim la toate evenimentele prin care am trecut și fiecare dintre noi, în inima noastră, ne dorim să se facă dreptate, nu-i așa? Dorim ca să se facă dreptate, dorim ca adevărul să iasă la iveală. Cu atât mai mult Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu este implicat în istorie și El judecă popoarele și Dumnezeu este descris aici în judecata pe care El o administrează față de un popor. Și judecata aceasta față de poporul acesta asirian este o judecată motivată de iubire. Și iubirea lui Dumnezeu deja s-a arătat. Atunci când Iona a fost trimis la Ninive, vă amintiți ce spune în ultimele versete, cum se încheie cartea Iona? Mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Afară de o mulțime de vite. Dumnezeu se uită la acest popor și inima lui este cuprinsă de milă și inima lui este zdrobită și inima lui dorește să-i salveze, să-i mântuiască. Și el este motivat de iubire când îl trimite pe Iona. Iar acum când îl trimite pe Naum să vestească judecata și să anunțe dreptatea pe care Dumnezeu urmează să o facă, motivația este aceeași, dragostea lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi trebuie să înțelegem asta. Acțiunile lui Dumnezeu sunt motivate de caracterul lui. Și îmi place așa de mult modul în care Naum începe cartea și modul în care Naum este preocupat să-L descrie pe Dumnezeu. O face în cuvintele acestea foarte puternice. Dar înainte de a vorbi despre acțiunile lui, Naum îl descrie pe Dumnezeu. Înainte de a vorbi despre faptele lui, Naum începe și îl descrie pe Dumnezeu și caracterul lui. Și asta e un lucru pe care trebuie să-l învățăm. Asta e un lucru la care trebuie să fim atenți. Atunci când suntem preocupați să înțelegem planurile lui Dumnezeu, acțiunile lui, întotdeauna trebuie să ne întoarcem în primul rând privirile înspre caracterul lui. Cine este Dumnezeu și care este motivul pentru care El acționează într-un anume fel? Și atunci când vrem să înțelegem modul în care El este implicat în viața noastră, să nu uităm să privim la caracterul Lui, să privim la cine este El și care este motivația care stă în spatele acțiunilor Lui față de noi. De multe ori ne punem întrebări, de ce se întâmplă anumite lucruri, de ce sunt anumite acțiuni, de ce suferim anumite consecințe sau de ce trecem prin anumite încercări. Și atunci când vrem să înțelegem acțiunile lui Dumnezeu sau modul în care Dumnezeu este implicat în viața noastră, trebuie să facem ceea ce face Naum. Naum ne întoarce privirile înspre caracterul lui Dumnezeu. Și înainte de a vorbi de acțiunile lui, Naum pune înaintea noastră un Dumnezeu pasionat de dreptate, un Dumnezeu preocupat să răsplătească fiecăruia după faptele lui, un Dumnezeu care în dorința lui de dreptate este și îndelung răbdător, un Dumnezeu care prin îndelunga lui răbdare, prin modul în care îl tolerează pe cel rău, dovedește nu slăbiciune, ci putere, un Dumnezeu care în bunătatea lui devine un loc de scăpare pentru cel care se încrede în el. Acesta este caracterul lui Dumnezeu. Și noi, ca și credincioși, trebuie să ne întoarcem privirile din nou și din nou înspre caracterul lui Dumnezeu, înainte de a încerca să înțelegem modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, modul în care Dumnezeu lucrează în națiunea noastră, să nu uităm să ne întoarcem privirile înspre caracterul lui Dumnezeu, să ne ațintim privirile la cine este El, pentru ca mai apoi să putem avea o perspectivă corectă asupra realității. Astăzi am auzit despre perspective asupra realității. Atunci când vrei să ai o perspectivă corectă asupra acțiunilor lui Dumnezeu, asupra planurilor lui Dumnezeu, asupra modului în care Dumnezeu lucrează în viața ta sau în viața familiei tale sau în viața țării tale, întoarce-ți privirile spre caracterul lui Dumnezeu. Pentru că de acolo vei avea perspectiva corectă. Uitându-te la caracterul lui Dumnezeu, uitându-te la cine este El și la motivația pentru care El este implicat în viața noastră, uitându-ne la lucrurile acestea și având perspectiva corectă asupra caracterului și a persoanelui lui Dumnezeu, vom înțelege corect ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și Naum îl pune pe Dumnezeu înaintea noastră, înainte de a vorbi despre judecata pe care Dumnezeu urmează să facă cetății Ninive. Și m-am gândit la lucrul acesta. M-am gândit că fiecare dintre noi avem nevoie în mod sistematic și periodic
să ne întoarcem privirile, să nu uităm cine este Dumnezeu. Și cred că este extraordinar că Dumnezeu ni s-a descoperit prin Fiul Său, printr-un om, prin cineva, prin unul ca și noi. Și mai apoi Dumnezeu a lăsat și înscris o carte la care să ne întoarcem privirile, la care să ne întoarcem gândurile, asupra căreia să medităm. Și uitați, nu este interesant că Dumnezeu îi spune lui Naum să scrie o carte a prorociei? Vedeți? Atunci când Dumnezeu a vorbit lui Iona să meargă la Nive, Iona a trebuit să meargă și să rostească un cuvânt. Iona a dus o prorocie care a fost rostită oral, prin viu grai, a s-a dus pe străzile din Ninive și a trebuit să strige mesajul pe care Dumnezeu l-a avut de trimis celor din Ninive. Acum însă Dumnezeu procedează diferit. Acum Dumnezeu îi cere lui Naum să scrie o carte. Suntem la 100 de ani după Iona. Poporul și cetatea Ninive era încă în ascensiune. Era încă o forță în zona respectivă, erau încă imperiul care domina Orientul Mijlociu. Prin anul 650, când Naum scrie cartea, nimeni nu credea, nu se gândea că Ninive va putea să cadă. Nimeni nu se gândea că Ninive va putea fi cucerită. Nimeni nu se aștepta ca această cetate puternică să fie ștearsă de pe fața pământului. Literalmente, Ninive a dispărut de pe harta lumii până în secolul al XIX-lea. Până în secolul al XIX-lea nimeni nu a știut unde este cetatea Ninive. Arheologii, în urma cercetărilor și în urma lucrărilor de excavare, au reușit să identifice ruinele cetății Ninive. Aproape 3000 de ani, peste 2500 de ani în care cetatea aceasta a dispărut pur și simplu de pe harta lumii. Dar atunci când Dumnezeu îi vorbește lui Naum și îi spune să scrie o carte a prorociei, cetatea aceasta era puternică, era în ascensiune, nimeni nu se aștepta ca Ninive să cadă. Și Dumnezeu îi cere lui Naum să scrie o carte a prorociei. De ce? Pentru ca să rămână această carte dovadă a prorociei și a mesajului divin pe care Dumnezeu îl transmite lui Naum. Și ca această carte să rămână o dovadă a caracterului lui Dumnezeu și acțiunilor pe care Dumnezeu le face și le întreprinde în istorie. De aceea și noi suntem îndemnați din nou și din nou să ne întoarcem privirile asupra cărții, ca să ne amintim caracterul lui Dumnezeu. Suntem îndemnați să ne întoarcem privirile asupra cărții, să medităm la acțiunile lui Dumnezeu, ca să ne amintim modul în care Dumnezeu lucrează în istorie, pentru că Dumnezeu este implicat în istorie, Dumnezeu este implicat în judecarea națiunilor și de aici înțelegem acțiunile lui, putem înțelege caracterul lui și putem înțelege motivația care stă în spatele acțiunilor lui Dumnezeu. De aceea suntem îndemnați din nou și din nou să ne întoarcem la carte, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat o carte și Dumnezeu își explică acțiunile și Dumnezeu, în dorința lui de a se descoperi, în dorința lui de a se face înțeles, El se comunică. Dumnezeu, așa cum spune și Evanghelia după Ioan, Dumnezeu prin cuvânt s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, pentru că Dumnezeu a vrut să ni se descopere. Și cartea este locul în care noi putem să ne întoarcem pentru a înțelege și pentru a ne aminti din nou și din nou caracterul lui Dumnezeu, acțiunile lui și motivația lui. M-am gândit la modul în care Dumnezeu lucrează, modul în care Dumnezeu acționează, iar înainte de a acționa, El spune ce urmează să facă. El spune ce urmează să facă și face ceea ce spune. Și m-am gândit pentru noi ca și părinți, mai ales cei care avem copii mici, acesta este un mod extraordinar de a-ți disciplina copiii. Să le spui dinainte ce urmează să faci, să le spui dinainte cum vor fi disciplinați și mai apoi să faci ceea ce urmează, ceea ce ai spus că o să faci. E extraordinar lucrul acesta. Să-ți iei copilul când o greșit, să-l pui la tine în poală, să-i spui despre tine, să-i spui cine ești tu, să-i spui cine ești tu înaintea lui Dumnezeu, să-i spui cine ești tu ca și tată, ca și soț, ca și cetățean al acestei țări, să-i spui despre principiile tale, să-i spui despre valorile tale și să-i spui despre modul în care neascultarea copilului tău sau modul în care greșeala lui este împotriva principiilor și a valorilor tale sau modul în care fapta lui ți-a adus rușine. Am practicat cu fetele mele o vreme această metodă, cât a fost nevoie. Atunci când greșeau, le spuneam, ne întâlnim la canapea ca să vorbim. Și uneori, această afirmație stârnea pocăința instantă. Pentru că știau că la canapea urmează să vorbim, dar după aceea urma să-și stabilească ele metoda de disciplinare sau pedeapsa.
Și de cele mai multe ori, după ce vorbeam și discutam și după ce analizam lucrurile și le spuneam să-și aleagă o pedeapsă, erau în stare să aleagă o pedeapsă mult mai cruntă decât în inima mea eram dispusă să dau. Să explici acțiunile pe care urmează să le faci copiilor tăi, să le spui modul în care acțiunile, greșeala, vin împotriva principiilor și vin împotriva caracterului tău și mai ales împotriva caracterului lui Dumnezeu. Cred că este o metodă pe care o putem învăța de la Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru implicat în a judeca, Dumnezeul nostru implicat în a se descoperi și în a-și explica caracterul, în a-și explica motivația, în a-și explica acțiunile. Acesta este Dumnezeu prezentat de Naum. Și când aud de gelozie, vedeți, fiecare dintre noi când ne gândim la gelozie sau la răzbunare sau la mânie, bineînțeles că luăm aceste lucruri și le asociem cu experiența noastră. Ce, nu știu ce experiență ați avut voi cu geloși, dacă aveți geloși, dacă aveți un partener gelos sau o parteneră geloasă, posesivă, care e cu, ca o leoaică cu ghearele. Dar pot să înțeleg că Dumnezeu, Creatorul meu, Cel care mă iubește, mă dorește pentru sine, în exclusivitate. Pot să înțeleg asta. Pot să înțeleg această gelozie. Pentru că în modul lui perfect, Dumnezeu care mă iubește în totalitate, Dumnezeu care mă dorește în totalitate pentru El, Dumnezeu care este gelos și nu dorește să mă împartă cu nimeni, acest Dumnezeu mă lasă în dragostea Lui să-L aleg și mă oferă liberul arbitru. El nu mă forțează, ci mă lasă să-L aleg. O, atunci când șansa pe care El mi-o oferă, o risipesc, o irosesc, atunci când avertizările pe care El mi le trimite le ignor și în mod deliberat îi întorc spatele, bineînțeles că Dumnezeu trebuie să acționeze, pentru că El răsplătește fiecăruia după faptele Lui. Însă cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua judecății și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Pentru că Dumnezeu în dreptatea Lui, El trebuie să acționeze, motivat de dragostea Lui. Și atunci când ignor și risipesc șansele pe care El mi le oferă, Dumnezeu trebuie să acționeze. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care este atâțat, mânia Lui este atâțată de păcat. Atunci când ne uităm la locul în care se adună toată istoria, atunci când ne uităm la punctul din istorie în care toată istoria lumii este adunată, înțelege mai bine mânia lui Dumnezeu. Pentru că mânia lui Dumnezeu nu s-a revărsat dincolo de spațiul iubirii Lui. Mânia lui Dumnezeu s-a revărsat chiar asupra Fiului Său la cruce. Putem înțelege mânia lui Dumnezeu pentru că în mânia lui Dumnezeu, Dumnezeu a pedepsit păcatul, dar această pedeapsă l-a costat pe El scump. Atunci când noi ne aprindem de mânie, de multe ori păcatul este cel care acționează în noi. Mânia noastră nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Păcatul este cel care ne împinge și de multe ori vrem ca în mânia noastră să facem dreptate și să-i facem pe ceilalți să plătească. Acesta nu este modul în care Dumnezeu a lucrat. Atunci când mânia Lui a fost atâțată și s-a revărsat asupra oamenilor, în primul rând, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a plătit scump. Mânia lui Dumnezeu l-a costat pe Dumnezeu enorm. Și atunci pot să înțeleg mânia lui Dumnezeu, pot să înțeleg dorința Lui de a face dreptate, pentru că la cruce Dumnezeu a făcut dreptate și la cruce eu pot să fiu găsit îndreptățit, la cruce eu pot să găsesc un loc de scăpare atunci când am păcătuit, atunci când am greșit, atunci când L-am supărat pe Dumnezeu. Și acest lucru este foarte important de înțeles. Ninive a avut parte de mila lui Dumnezeu. Cetatea aceasta a avut parte de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Și atunci când Naum a scris acest mesaj, Dumnezeu le-a mai dat încă câțiva ani ca să se întoarcă la Dumnezeu și au respins această șansă, au întors spatele lui Dumnezeu și nu au luat seama la avertizările lui Dumnezeu. De aceea, în cele din urmă, distrugerea, decimarea, devastarea a venit peste această cetate. În jurul anului 610, Imperiul Babilonian s-a ridicat din est și au venit împotriva ninivenilor. Au asediat această cetate și acel loc care părea de necucerit, părea indestructibil, a fost ras de pe fața pământului. Modul în care Ninive a dispărut ca și cetate, uimitor. Mai sunt alte cetăți din antichitate care
au fost distruse, însă ele mult timp au rămas ca și centre pe harta antichității și mai apoi în perioada medievală. Ninive însă a avut parte de un tratament diferit, pentru că Dumnezeu și-a arătat harul față de cetatea aceasta, pentru că Dumnezeu și-a arătat îndelunga lui răbdare față de această cetate. În cele din urmă, judecata lui Dumnezeu a venit în felul acesta, unic, asupra acestei cetăți. Câte șanse oferă Dumnezeu ca cei pierduți să se întoarcă la El? Câte șanse a oferit Dumnezeu acestei cetăți? În dreptatea Lui, în mila Lui, Dumnezeu a oferit nenumărate șanse acestei cetăți. Și Dumnezeu, în mila și în dreptatea Lui, oferă șanse de a ne întoarce la El. Și șansele oferite de Dumnezeu sunt expresia iubirii Lui. Șansele oferite de Dumnezeu de a ne întoarce la El nu sunt un răspuns la vrednicia noastră. Noi fiecare știm, cei care ne-am întors spre Dumnezeu, și fiecare dintre noi știm că suntem aici datorită șansei pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Nu-i așa? Este adevărat? Suntem aici datorită șansei pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Și atunci când Dumnezeu îți mai oferă o șansă și încă o șansă, este mila și îndurarea Lui. Nu este vrednicia ta. Însă, ascultați-mă, înșelătoria poate să fie următoarea. Dumnezeu mi-a oferit deja șanse. Nu mai pot să vin la El pentru o nouă șansă. Nu mai pot să mă întorc la Dumnezeu să mai primesc o nouă șansă. Deja Dumnezeu mi-a oferit așa de mult. Nu mai pot să vin să mă mai rog lui Dumnezeu, să-i cer milă și îndurare. Nu sunt vrednic. Vreau să te gândești dacă ai spus vreodată cuvintele acestea, dacă ai spus rugăciunea aceasta, nu sunt vrednic. Pentru că aici stă o subtilă înșelătorie pe care cel rău poate să ne-o facă. Să credem cumva că șansele pe care Dumnezeu ni le oferă țin de vrednicia noastră. Să credem cumva că după ce Dumnezeu ne-a oferit mai multe șanse, dacă ne apropiem de El pentru a primi mila și îndurarea Lui, trebuie să fim vrednici. Dragilor, noi nu suntem vrednici nici dacă apucăm șansa lui Dumnezeu de prima dată. Șansa pe care Dumnezeu ne oferă, harul pe care Dumnezeu ne-l oferă, mila pe care Dumnezeu o oferă, nu este datorită vredniciei noastre, ci datorită bunătății Lui, datorită îndelungei Lui răbdări, datorită faptului că a existat un loc în istorie în care dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută, mânia lui Dumnezeu s-a revărsat și datorită faptului că a existat în istorie un loc în care bunătatea lui Dumnezeu s-a revărsat peste lumea aceasta. Și acel loc este crucea. Atunci când privim atent la Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, atunci când privim atent la ceea ce Dumnezeu a făcut la cruce, înțelegem că suntem mai păcătoși decât ne-am putea imagina. Atunci când te uiți atent la ceea ce Dumnezeu a făcut acolo, atunci când te uiți atent la caracterul Lui, la dragostea Lui perfectă, la bunătatea Lui, la sfințenia Lui, atunci descoperi în tine păcatul mai mult decât ți-ai putea imagina. Și în aceeași măsură, atunci când privești la cruce, când privești atent la cruce, când privești profund la caracterul lui Dumnezeu arătat la cruce, înțelegi că ești mai iubit de Dumnezeu decât te-ai putea aștepta, decât ai putea înțelege. Acesta este paradoxul crucii, acesta este paradoxul Evangheliei. Descoperim că în crucea lui Iisus Hristos suntem nespus, dincolo de limitele pe care le-am putea accepta, de păcătoșenie. Și acolo la cruce descoperim dragostea lui Dumnezeu, dincolo de ceea ce noi putem explica și știm că dincolo de ceea ce merită. Acesta este harul lui Dumnezeu, aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Și vedeți, în Ninive Dumnezeu a arătat harul Lui și avem o imagine a Evangheliei înainte de a veni ea în toată plinătatea ei. Pentru că tot ceea ce a fost scris în Vechiul Testament este parte din Evanghelia lui Dumnezeu. Pavel ne spune asta. Evanghelia lui Dumnezeu a fost profețită prin prorocii Lui și în Ninive avem o imagine a Evangheliei, o imagine a harului pe care Dumnezeu l-a arătat cetății Ninive și o imagine a dreptății pe care Dumnezeu o face și a modului în care Dumnezeu pedepsește păcatul. Aceasta este o imagine a Evangheliei. Și în cartea aceasta, pe lângă Dumnezeu, pe lângă cetatea Ninive, mai apare menționat, așa cum am spus, Iuda. Și vreau să mă apropii de încheiere. Realmente. Nu o să spun de 4 ori lucrul ăsta. Vreau să mă apropii de încheiere. Cetatea Iuda, regatul lui Iuda, era un regat micuț.
Era un regat care s-a refugiat în munți, pe dealuri, în locuri adăpostite din calea asirienilor. Pentru că ultimul verset din Naum ne spune cât de mare era răutatea asirienilor. Rana ta nu se alină prin nimic, rana ta este fără leac. Toți cei ce vor auzi de tine, Ninive, vor bate din palme. Căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta? Răutatea cetății Ninive a atins pe toți locuitorii din zona Orientului Mijlociu și pe cei din Iuda. Și Dumnezeu are un mesaj pentru această cetate. Dumnezeu are un mesaj pentru oamenii din cetatea lui Iuda. Dumnezeu are mesaj pentru cei care vedeau răul în toată forța lui, pentru cei care vedeau răul manifestându-se și părea că răul este de neoprit. Pentru acești credincioși, pentru această rămășiță a poporului lui Dumnezeu, Naum are un mesaj. Și mesajul este că atunci când ți este greu de crezut, atunci când vezi că răul se propagă, atunci când răul pare de nestăvilit, nu-ți pierde credința, Dumnezeu este implicat în istorie. Nu-ți pierde credința, Dumnezeu este Cel care face dreptate. Nu-ți pierde credința în Dumnezeu pentru că Dumnezeu știe starea ta, Dumnezeu știe unde ești, Dumnezeu știe greutățile tale, suferința ta, căderile tale, slăbiciunile tale, Dumnezeu le cunoaște pe toate și indiferent cât de tare te afectează răul aici acum, Dumnezeu este implicat în viața ta și Dumnezeu este Cel care face dreptate. Acesta este mesajul pe care Iuda trebuie să-l priceapă. În ciuda puterii pe care asirienii o arătau și a răutății cu care ei se revărsau peste regatul lui Iuda, Dumnezeu vine și spune acestei cetăți: eu știu starea ta, eu știu unde ești, iar cel care se încrede în mine în ziua necazului are parte de un loc de scăpare. Și poate aici și acum nu te simți într-un loc de scăpare, dar prin credință privește la Dumnezeu. Pentru că El știe starea în care ești, El este implicat în viața ta. El nu este luat prin surprindere de ceea ce ți se întâmplă. El știe greutățile prin care treci, necazurile tale, nedreptățile care ți se fac și Dumnezeu este implicat. Și El, la momentul potrivit, va face dreptate. Cineva a spus că Dumnezeu este implicat în istorie pentru a judeca națiunile, iar pe indivizi, pentru judecarea lor, a păstrat eternitatea. Dumnezeu este implicat în istorie pentru a judeca popoarele, națiunile și imperiile, iar în eternitate Dumnezeu va face dreptate perfectă, 100%, o dreptate pe care noi o dorim și o dreptate pe care noi o așteptăm. Însă până atunci, încrede-te în Domnul și dacă Dumnezeu ți-a descoperit și ți-a vorbit asta și ți-a arătat, ți-a întins o mână și ți-a mai dat o șansă, dacă te-a avertizat în vreun fel, dacă ți-a adus un mesaj de care inima ta avea nevoie, apucă șansa lui Dumnezeu. Nu întoarce spatele acestei alerte, acestei avertizări pe care Dumnezeu ți-a adus astăzi din cuvânt. Și acolo unde ești, amintește-ți că șansa pe care Dumnezeu ți-o oferă, ți-o oferă în Iisus Hristos, Cel în care Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, Cel în care, da, descoperim că suntem nespus de păcătoși, dar pe de o altă parte descoperim că Dumnezeu este dedicat și El este dornic să lucreze în viața noastră pentru a ne drepta, pentru a ne ajuta, pentru a ne ridica, pentru a ne face să mergem mai departe în voia Lui, încredințați de faptul că El este implicat în viețile noastre și El lucrează la împlinirea planurilor Lui bune. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea să aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune aceste lucruri. Doamne, te laud și îți mulțumesc pentru răbdarea ta. Te laud și îți mulțumesc că ai fost îndelung răbdător cu mine. Te laud, Doamne, și îți mulțumesc că tu ești drept. Te laud și îți mulțumesc că tu ești sfânt. Și, Doamne, te laud și îți mulțumesc că ți-ai arătat dragostea față de noi. Îți mulțumesc că prin Iisus Hristos Tu ne-ai arătat că pedepsești păcatul și ne-ai arătat că ne primești în dragostea Ta. Îți mulțumesc pentru șansa pe care ne-ai oferit-o. Și, Doamne, aș vrea să Te rog frumos astăzi în acest loc, dacă sunt suflete care încă nu au întins mâinile să primească șansa pe care Tu le-ai oferit-o, dacă sunt suflete care încă n-au răspuns avertizărilor Tale și chemării pe care Tu le-ai făcut-o, Te rog să lucrezi, Doamne, astăzi, aici, în acest loc. Și, Doamne, îți mulțumesc că a fost o zi în care Tu ni Te-ai descoperit și Tu ești Cel care Ți-a arătat harul față de noi și nu vrednicia noastră
și nu meritele noastre, ci dragostea Ta a fost cea care ne-a primit. Și îți mulțumim pentru aceasta. Și, Doamne, Te rog frumos să convingi orice minte și orice suflet că dragostea Ta este cea care ni se deschide, care ni se oferă și în bunătatea Ta și în dragostea Ta suntem primiți în prezența Ta. Îți mulțumim, Doamne Sfânt, pentru cuvântul Tău și Te rugăm frumos să ne ajuți să trăim plin de încredere că Tu ești implicat în viețile noastre, ești implicat în țara noastră, ești implicat în lumea noastră și Tu îți duci la îndeplinire planurile Tale bune. Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, ajută-ne să rămânem încredințați în voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, Te rog, ascultă-ne. Amin. 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 Mergeți și fiți... Mergeți și fiți o binecuvântare. Și noi mai spunem o cântare.